Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul 100. Așa cum știți, Psalmul 100 este concluzia la un ciclu de psalmi din Cartea Psalmilor, psalm de laudă și de închinare. Psalmul 100 este o doxologie, este un act de închinare minunat prin care psalmistul ne stârnește emoțiile, ne cheamă la închinare înaintea lui Dumnezeu și ne invită ca să ne închinăm împreună cu El înaintea lui Dumnezeu. Psalmul folosește sintagme de genul să strigăm înaintea lui Dumnezeu. Nu este vorba de o strigare descreierată, este vorba de laude și închinare înaintea lui Dumnezeu. Așa cum am făcut în această dimineață prin cântare. Așa cum facem când strigăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. E drept că de multe ori în rugăciune noi tindem să strigăm înaintea lui Dumnezeu doar când cerem. Când lăudăm, nu prea avem strigăt. Nu avem energia maximă. Când cerem, când stăruim pentru ceva, atunci strigăm înaintea lui Dumnezeu. Țipăm înaintea lui Dumnezeu. Ne punem în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Când lăudăm, Doamne, Tu ești mare, Tu ești bun, Te lăudăm. Amin. Da? Când avem nevoie, Doamne, vindecă-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne. Când lăudăm, Doamne, Tu ești cel mai frumos. Asta e, toată lumea știe, da? Psalmistul ne invită ca să avem aceeași intensitate, să simțim cu aceeași intensitate, cu aceeași profunzime, atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, atunci când îl lăudăm pe Dumnezeu, atunci când îl proslăvim pe Dumnezeu. Asta este chemarea pentru noi în această dimineață și este o chemare cât se poate de importantă. Psalmistul vrea să ne învețe diverse lucruri despre ceea ce înseamnă închinarea înaintea lui Dumnezeu în această dimineață și vrea să ne ducă cu gândul la o zi în care toți locuitorii pământului vor striga cu intensitate maximă. Toate ființele noastre vor fi cuprinse de laude înaintea lui Dumnezeu și nu doar că noi, la nivel individual, vom fi cuprinși de laudă și de închinare și de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, dar toate făpturile de pe fața pământului vor striga slavă și laudă la adresa Dumnezeului nostru. Creația în sine va rezona, va fi dezlănțuită din deșertăciunea în care se află acum și va rezona, va cânta slavă și laudă la adresa lui Dumnezeu pentru veșnicie. Și psalmistul vrea ca să pogoare cerul între noi astăzi, vrea ca să ne ducă pe noi cu gândul la acea zi, la acea zi în care tot pământul, toți locuitorii pământului vor striga de bucurie lui Dumnezeu. Și de aceea, pentru că acea zi este inevitabilă, pentru că acea zi despre care vorbește psalmistul, acea zi care a rânduit-o Dumnezeu, pentru că acea zi vine, El ne poruncește astăzi, Dumnezeu ne poruncește astăzi să ne închinăm Lui cu toată ființa noastră și să strigăm înaintea Lui Dumnezeu cu bucurie, cu mulțumire, cu laudă, astăzi. Pentru că acea zi vine și noi dorim ca să fim parte cu cei care împreună vor striga laude la adresa Lui, la adresa Lui Dumnezeu. Această poruncă se adresează tuturor locuitorilor pământului. Toți oamenii sunt datori ca să îndeplinească această poruncă. Dar în acea zi, nu toți oamenii vor fi prezenți printre cei care laudă pe Dumnezeu. De aceea este important ca astăzi să auzi această poruncă. De aceea este important ca astăzi să te întâlnești cu Dumnezeul adevărat. De aceea este important ca astăzi ființa ta să fie copleșită de prezența lui Dumnezeu. Pentru că închinarea și lauda și mulțumirea la adresa lui Dumnezeu, care va fi în veșnicie, trebuie să înceapă astăzi. După ce ai trecut dincolo, este prea târziu. Dacă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu astăzi
Și dacă n-ai fost copleșit de bunătatea lui Dumnezeu astăzi, nu vei avea parte în acea zi în care tot pământul se va închina și va striga de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Nu vei fi pe acest pământ împreună cu copiii lui Dumnezeu care îl vor lăuda pe Dumnezeu. Vei fi în iazul de foc cu Satan și cu îngerii căzuți care pentru veșnicie vor fi chinuiți pentru faptul că au respins pe Dumnezeul care le-a oferit bucuria maximă, prezența Lui, pentru faptul că au dat cu piciorul la oferta lui Dumnezeu de a se bucura în El, de a se închina Lui și au ales alternative inferioare. Această poruncă se adresează tuturor, mic, mare, bogat, sărac. Dacă astăzi te afli în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu îți poruncește ca astăzi să strigi de bucurie către Domnul. Toți locuitorii pământului trebuie să slujească Domnului cu bucurie, să vină înaintea Lui cu strigăte de veselie. Ce Dumnezeu minunat, care îți poruncește, nu-ți sugerează, nici măcar nu doar te roagă frumos, ci îți poruncește, îți dă un imperativ, o poruncă astăzi, să fii bucuros, să vii cu veselie. Ce preocupat este Dumnezeu de bucuria ta. Să știți că Dumnezeu este mai preocupat de bucuria noastră decât suntem noi preocupați de bucuria noastră. Dumnezeu dorește mai mult bucuria noastră decât noi ne-o dorim. E greu de multe ori de înțeles lucrul acesta, dar pe de altă parte este foarte ușor. Când copiii noștri, de exemplu, intră în conflict cu noi pe anumite chestii și ei au impresia că noi nu le vrem bucuria. De ce mama și tata nu vor să mă lase să fac lucrul ăsta? De ce vor ei să-mi fure din bucurie? Și mama și tata își vor bucuria infinit de mult pentru copilul acela. Mai mult decât vrea copilul. Copilul vrea o bucurie de un minut. Copilul vrea să facă un lucru care, da, i-ar aduce pentru un minut bucurie, dar ar putea costa toată viața lui. L-ar putea costa viața lui. Și părintele stă și se uite, copile, eu nu te las să fac lucrul ăsta, nu pentru că-ți vreau rău, nu pentru că vreau să-ți fur acea bucurie, pentru că vreau să-ți ofer o viață întreagă de bucurii. La fel și Dumnezeu, doar la o scară mult mai largă. Să uită la noi, cum tot fugim de El și fugim la plăcerile acestei vieți și fugim la mizerile acestei vieți. Și tot ne întoarcem așa numai cu capul spre Dumnezeu și spunem, Doamne, dar de ce nu vrei să mă las să mă bucur? Și El spune, copile, eu vreau să ai o veșnicie de bucurie. Eu vreau ca să ai toată veșnicia de bucurie infinită împreună cu mine. Nu bucuriile astea inferioare de o clipă. Dumnezeu ne dorește bucuria mai mult decât ne dorim noi bucuria. Și Dumnezeu ne poruncește astăzi să ne bucurăm. Să venim cu veselie, să venim cu strigăte de bucurie către Domnul. Cei mai mulți oameni se focalizează pe acest aspect. Oameni necredincioși. O, Dumnezeu vrea ca să lăudăm. Dumnezeu vrea ca să strigăm laude la adresa Lui. Dar El vrea să venim cu strigăte de bucurie, ceea ce înseamnă că noi avem bucuria. El are toată slava și noi avem toată bucuria. El are toată lauda și noi avem toată satisfacția. Noi nu suntem furați de ceva. Noi nu suntem asupriți. Într-un fel, când Dumnezeu ne cere ca să strigăm de bucurie la adresa Lui. Și se poruncește lucru care este cel mai benefic pentru noi. Să ne bucurăm. Să ne bucurăm în El, care este cel mai minunat, care este sursa bucuriei. Și această poruncă se adresează astăzi tuturor locuitorilor pământului. Toți oamenii au această datorie. Toți oamenii au această poruncă adresată lor. Conținutul poruncii este acesta. Strigați de bucurie către Domnul. Strigați de bucurie către Domnul. Intensitate maximă, bucurie maximă, adresată lui Dumnezeu, din care provine această bucurie. Este o poruncă divină, este o poruncă
care provine din Dumnezeu, din partea Dumnezeului care împlinește tot ceea ce poruncește. El ne poruncește ca să ne bucurăm în El. Și doar prin El putem ca să ne bucurăm în El. El poruncește această zi în care tot pământul se va bucura în El, în care toți locuitorii pământului vor striga de bucurie și fără niciun semn de întrebare. El va realiza acea zi. Cu siguranță va veni acea zi în care un cer nou și un pământ nou vor striga de bucurie la adresa Dumnezeului nostru. Este nevoie de Dumnezeu pentru împlinirea acestei porunci a lui Dumnezeu. Niciun om, prin propria lui inițiativă și prin propria lui forță, nu poate să realizeze această bucurie. Poți să strigi, poți să faci tot felul de schibiții, poți să faci tot felul de acte religioase, poți ca să faci tot felul de spectacole, poți să te trântești la pământ, poți să ai tot felul de sentimente, dar adevărata bucurie nu poate fi falsificată. Acea bucurie provine doar din Dumnezeu. Acea bucurie se produce atunci când porunca lui Dumnezeu este făcută eficientă în viața ta prin lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Acea bucurie este reală când cuvintele acestea, strigați de bucurie către Domnul, nu mai sunt doar cuvinte rostite de un predicator și te lovesc cu puterea Duhului Sfânt. Atunci această poruncă va fi împlinită în viața ta. Atunci această bucurie va fi reală în viața ta. Atunci vei striga cu adevărată bucurie înaintea lui Dumnezeu. Cu maximă intensitate. Având toată ființa cuprinsă de bucuria în Dumnezeu. O poruncă adresată tuturor. O poruncă care ne cheamă la bucurie în Dumnezeu. Și o poruncă de origine divină împlinită prin puterea divină. Ea descrie această renaștere a pământului. Această renaștere care va veni prin bucurie în Dumnezeu. Asta este problema planetei noastre. Asta este problema omenirii. Problema este că oamenii de la început au încercat să fie fericiți fără Dumnezeu. Asta este păcatul nostru. Este esența răzvrătirii noastre. Toți oamenii vor bucuria. Toți oamenii vor ca să fie fericiți. Suntem hedoniști prin natura noastră. Căutăm plăcerea noastră. De aceea, de exemplu, un om care nu caută propria lui plăcere, da? Un om care este masochist sau sinucigaș, este catalogat și pe drept în ziua de astăzi ca și fiind bolnav. Ca și având o problemă psihică. Un om care vrea ca să-și facă rău și nu bine, am zis noi că este dereglat. De ce? Pentru că înțelegem că prin natura noastră omul este creat, este făcut să-și caute propria lui plăcere. Și lucrul ăsta nu este neapărat rău. Întrebarea este cum își caută acea plăcere? Unde își găsește acea plăcere? Problema omului este că de la început omul a încercat să fie fericit fără Dumnezeu. La prima oportunitate, la prima ofertă care i s-a adresat omului în grădina Edenului, care stătea în părtășie perfectă cu Dumnezeu, care nu ducea lipsă de absolut nimic, nu ducea lipsă de hrană, nu ducea lipsă de orice nevoie fizică, n-avea boală, n-avea suferință, n-avea muncă în sensul cum noi o cunoaștem astăzi, să se ostenească, avea părtășie desăvârșită cu Dumnezeu. Și omul cade în păcat atunci când este ofertat cu o alternativă. Alternativa este ca să ai acea bucurie fără Dumnezeu. Să fii tu ca și Dumnezeu. Asta este oferta satanei. Fii tu propriu Dumnezeu. De ce trebuie bucuria ta să provină din Dumnezeu? De ce nu poți ca să ți-o ofertezi tu? De ce nu poți să-ți creezi tu propria bucurie? Starea vine cu această ofertă și omul, la prima oportunitate, acceptă această ofertă. Vreau să fiu fericit.
fără Dumnezeu. Și noi astăzi suntem ofertați zi după zi de această ofertă. Oferte de fericire fără Dumnezeu. Ele sunt foarte subtile. Uită, poți fi fericit, doar trebuie să compromiți ceva. Poți obține acest lucru care îți va aduce fericire. Doar trebuie pentru o secundă să renunți la ceea ce ți-a poruncit Dumnezeu. Promisiunea fericirii în ziua de astăzi este peste tot. Deschizi televizorul, da? Asta este pentru cei care studiază. Sunt oameni care studiază ani de zile marketing la școală. Nu știu de ce studiază, pentru că rețeta pentru marketingul este foarte simplu, da? Uite obiectul ăsta. Îți va aduce fericire. Dacă cumperi asta, vei fi fericit. Asta este orice reclamă. Punct. Da? Dacă ai telefonul ăsta, vei fi fericit. Sau, câteodată este un pic mai voalat, în sensul că sunt 2-3 nivele. Dacă ai mașina asta, te vor place femeile care te va face fericit. Da? Câteodată așa, câteva straturi. Dar până la urmă este aceeași ecuație. Dacă ai jobul ăsta, da? Vei avea bani, vei avea prieteni, vei fi fericit. Dacă ai casa asta, soția va fi happy, tu vei fi fericit, da? Ceva de genul. Întotdeauna este aceeași ecuație. Lumea vine cu aceeași formulă și ne prezintă aceeași ofertă. Dacă faci ceva, iei ceva, cumperi ceva, obții ceva, vei fi fericit. Ceea ce nu spun ei, știți acea steluță care se spune termeni și condiții, este că excluzând pe Dumnezeu din această tranzacție. Dacă ai lucrul acesta, exceptând pe Dumnezeu, vei fi fericit. Dacă cumperi lucrul ăla, dacă vinzi lucrul cu tare, dacă obții lucrul cu tare, în detrimentul relației tale cu Dumnezeu. Asta ne vinde lumea, să fie foarte clar. Frate, ei nu spun asta, că dacă eu o să cumpăr mașina aia, cu siguranță că ei nu spun asta. Ei îți oferă o mașină mult prea scumpă, care nu ți-o poți permite, de care n-ai nevoie, da? Ca tu după aia, de la sine să vii cu inițiativa, păi voi face anumite compromisuri, voi neglija relația mea cu Dumnezeu, voi lucra prea mult, voi sacrifica lucruri care nu trebuie sacrificate, ca să obțin acel lucru care mi-a promis lumea, spusă și Satan, că îți va aduce fericire fără Dumnezeu. Asta este esența păcatului. Esența păcatului este idolatria. Este dorința omului de a se închina, de a-și găsi plăcerea și satisfacția. Asta este închinarea. Închinarea nu este numai că te duci undeva la o icoană și faci plecăciuni. Noi asta credem că este închinarea. Nu, închinarea este lucrul acela în care inima noastră își găsește satisfacția. Asta este închinarea. Inima noastră, cred că Calvin zicea, este o fabrică de idoli. Nu putem epuiza idolii din viața noastră. Cum scăpăm de unul? Descoperim altul. Întotdeauna inima noastră va găsi variante de lucruri sau persoane sau activități în care să ne găsim satisfacția fără Dumnezeu. Oamenii de la început și până astăzi încearcă să fie fericiți fără Dumnezeu. Doar în acea zi, când tot pământul va striga de bucurie către Dumnezeu, în Dumnezeu, doar în Dumnezeu, se va proclama în mod final că experimentul acesta a omenirii este un eșec. Și că în mod final nu este bucurie în afara lui Dumnezeu. Asta este acea zi. Această renaștere a planetei noastre, a pământului nostru, a rasei noastre umane. Este ziua în care vom capitula înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El ne va îngenunchea. El va proclama în mod final judecata Lui și va eradica de pe această planetă tot ceea ce nu este supus Lui. Tot ceea ce nu-și găsește satisfacția maximă în El. Asta este iadul. Iadul este Dumnezeu dând omului ce-și dorește omul în mod natural. Omul spune, nu-L vreau pe Dumnezeu, nu vreau să fiu în prezența lui Dumnezeu, nu vreau să-mi găsesc satisfacția în Dumnezeu, nu vreau bucuria care oferă Dumnezeu. Și iadul este
acceptarea lui Dumnezeu la dorințele omului. Asta vrei? Nu trebuie să stai în prezența mea. Fii singur acolo, să vezi cum e fără Dumnezeu. Asta vrei? Nu vrei bucuria care provine din mine? Du-te acolo și află că nu există bucurie fără mine. Iadul este pur și simplu Dumnezeu, lăsând pe om în ceea ce vrea el. O eternitate fără Dumnezeu. Asta vor! Asta vor ateii! Asta vor păgânii, să-i lase Dumnezeu în pace! Și la judecată vor primi ceea ce vor! Și vor realiza că s-au omăgit. Dar nu va fi întoarcere. În acea zi, când Dumnezeu va curăța acest pământ de tot ceea ce nu îl vrea, de tot ceea ce nu-și găsește satisfacția în el, și va reînnoi totul, va glorifica pe copiii săi, ne va curăța pe deplin de păcat și îl vom vedea față în față. Și totul va striga de bucurie la adresa lui Dumnezeu. Noi toți, într-un cor, în unison, vom cânta slavă și mărire la adresa lui Dumnezeu. În acea zi, Dumnezeu va realiza această poruncă în care toți locuitorii pământului vor striga de bucurie și vor fi bucuroși înaintea lui Dumnezeu. Convertirea, pocăința omului la nivel individual este o prevestire, o icoană ale acestei realități universale. De fiecare dată când un om se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu, de fiecare dată când un om se pocăiește, el ceea ce face este că se întoarce de la bucuriile false ale acestei lumi, de la păcatul lui, și se întoarce către Dumnezeu și spune: toate lucrurile acestea sunt gunoaie. Și bucuria mea supremă este în Dumnezeu, este în Iisus Hristos. Și lumea este martor la o prevestire a acelei zi minunate în care tot pământul va face aceasta. În care tot pământul va spune că singura bucurie adevărată este în Hristos, este în Dumnezeu. Sau cel puțin asta ar trebui să se întâmple de fiecare dată când un om se pocăiește. Când un om se pocăiește, ar trebui să poți privi la el și să zici: n-am văzut un om mai bucuros în viața mea. Măi, înainte erai un chinuit, un supărat, un asuprit. Păcatul din viața ta te muncea. Erai muncit, erai terorizat de el. Și acum ești senin, ești bucuros, ești liber. Ești fericit să vede că ai descoperit adevărata bucurie. Văd un pic din cum va arăta cerul. Și te întâlnești cu pocăiții din ziua de astăzi și vezi cam cum ar arăta iadul. O, ce greu e pe calea pocăinței, frate. De 30 de ani la pocăință. Greu e să fii pocăit. Și Domnul Iisus spune: luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este ușor. Ce experimentează oamenii aceștia pe calea pocăinței? Ce experimentează oamenii aceștia din Dumnezeu, dacă pot doar să povestească despre greutățile în viața de credință? Dacă nu vezi pe fața lor faptul că s-au întâlnit cu Dumnezeu, ce experimentează ei? Pocăința la nivel individual este o prevestire, este o icoană, un tablou a cerului. Ar trebui să fie. Convertirea și viața de pocăință. Ar trebui ca oamenii să privească la noi și să vadă cum arată bucuria adevărată. Mă mir. Dacă stai de vorbă, de exemplu, cu un nepocăit, mai ales când vin sărbătorile și așa mai departe, întotdeauna vin discuțiile despre felul în care sărbătorim sau ne distrăm fiecare. Și un lucru care ei remarcă e că ei se distrează mai mult ca noi. Și de multe ori și noi remarcăm același lucru, nu? Păi, ăia știu să se distreze, frate. Ăia știu să se simtă bine. La noi, mai ales la noi, la noi nu sunt colinzi, nu-i cadouri, nu-i brad, nu-i măgărușul, nu-i... Da? La noi nu-i nimic, decât Dumnezeu. Dar ar trebui să fie invers. Ei ar trebui să remarce cât de bucuroși suntem noi și cât de multă bucurie avem noi.
Odată eram la socrii acasă în Jac și părinții mei erau în țară și au invitat niște prieteni din Zalău, niște medici de aici din Zalău, niște prieteni de familie, i-au invitat ca să vină la Jac, la un grătar, la mici. Și eram acolo mai mulți din familie, printre care și cumnații mei. Cumnații mei cântă la acordeon și la saxofon. Și au început ca să cânte. Și noi toți am început să cântăm cântări din biserică. Bine, mai populare un pic, dar din biserică. Pe terasă e ok, cu acordeon, cu tot ce vrei. Pe terasă poți băga tot ce vrei, nu e nicio problemă. Și medicii ăștia, la final, au remarcat câtă bucurie și stare bună a fost în acea întâlnire. Și zice, măi, n-a fost beție, n-a fost destrăbălare, n-a fost... Nu înțelegeam cum vă puteți bucura în halul ăla. Că în lume e nevoie de băutură, e nevoie de substanță, e nevoie de lumini, e nevoie de tot felul de lucruri ca să creezi o asemenea stare. Voi ați stat la oaltă, la o masă și ați cântat niște cântări care pentru ei nu însemnau nimică, dar era evident pentru ei că ne bucurăm, că avem o bucurie. Noi în lumea aceasta ar trebui să fim o fereastră înspre acea zi în care Dumnezeu va împlini această poruncă, în care Dumnezeu va realiza această poruncă ca toată omenirea, tot pământul, toată creația înnoită să strige laude din bucurie la adresa Lui. Vei face parte din acea mare gloată în acea zi? Vei fi tu sub acel cer nou, pe acel pământ nou? Nu știu dacă ați observat în cântarea care am cântat-o când vom intra pe atale porți de aur. Noi cântăm așa de repede. În strofa 4, de exemplu, pe străzi de aur, ca sticla străvezie, cu toți cei dragi și scumpi ce i-am iubit. Oare? Te gândești la asta? De exemplu, eu voi fi acolo. Asta e prima întrebare. Eu voi fi acolo. Într-o zi îmi scrie fratele Andrei, croitorul, și îmi zice, frate, mă gândeam la ceva și vreau să te întreb și pe tine. Când voi fi în cer, îmi voi iubi neamurile care sunt în iad. S-o pun altfel. Când vei fi în cer, îți va fi dor de mama ta, care nu este credincioasă și care va fi în iad. Când vei fi în cer, vei plânge pentru copiii tăi care sunt în iad. Răspunsul este nu. Pentru că chiar în cântare, dacă vedeți, cântarea are o escatologie bună, versurile fiind multe dintre ele luate din Apocalipsa, la final, satisfacția noastră în Dumnezeu va fi așa de mare și vom vedea lucrurile exact cum Dumnezeu le-a planificat și sentimentele noastre vor fi aliniate total cu gândirea lui Dumnezeu, cu felul în care Dumnezeu vede lucrurile, încât vom vedea că toate decretele și hotărârile Lui sunt drepte și nu vom duce lipsă de nimic. Și nu vom avea dor de nimeni. Întrebarea mai pertinentă este câte lacrimi vergi pentru cei dragi cu care cânți astăzi că vei umbla pe străzile de aur astăzi. Întrebarea este ce faci pentru ei astăzi. Întrebarea este dacă le proclam Evanghelia astăzi. Sau numai pur și simplu cânți că vei umbla pe străzi de aur cu ei când tu știi că de fapt ei se plimbă pe autostradă spre iad. Bine ar fi să umblăm pe străzi de aur cu toți cei dragi ai noștri. Bine ar fi. Și stăm așa de liniștiți când știm că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu și când știm că bucuria lor nu este în Dumnezeu. Pentru a beneficia de această bucurie, Psalmistul ne arată că trebuie să existe o relație corectă cu Dumnezeu. O relație cu Dumnezeu o are orice om. Vedem lucrul acesta imediat.
faptul că omul are o relație. Dumnezeu este creatorul oricărui om și este stăpân peste oricare om. Problema este că avem o relație incorrectă cu Dumnezeu. Când am căzut în păcat, ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și în fiecare zi în care nu ne pocăim de păcatul nostru, în fiecare zi în care refuzăm pe Dumnezeu, în fiecare zi în care stăm cu spatele întors la Dumnezeu, noi avem o relație de Dumnezeu, o relație de dușmănie cu Dumnezeu. O relație în care Biblia spune că mânia lui Dumnezeu rămâne asupra noastră cât timp nu ne încredem în soluția lui Dumnezeu, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar ca să beneficiez de această bucurie despre care ne spune psalmistul, trebuie ca să existe o relație corectă cu Dumnezeu. Trebuie să existe o relație prin cunoașterea lui Dumnezeu, de Dumnezeu și prin recunoașterea noastră a lui Dumnezeu. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și trebuie să-L recunoaștem pe Dumnezeu. Ce vreau să spun prin asta? Psalmistul ne spune să știți că Domnul este Dumnezeu. Știi că Dumnezeu este, de exemplu, creatorul tău? Știi lucrul acesta la nivel intelectual? Ai înțeles lucrul acesta, că El este creatorul tău? Ai înțeles că El te-a creat? El a hotărât să-ți dea viață? Recunoști lucrul acesta? Sunt două lucruri diferite. A ști și a recunoaște. A ști este o chestie intelectuală. A recunoaște este a te poziționa corect, este a acționa în legătură, în corelare cu acea știință. De exemplu, a ști că legea spune că să nu furi e una și a nu fura e alta, da? A ști că limita de viteză este 50 de kilometri în localitate e una și a merge cu cât ai voie peste. N-ai voie niciun kilometru, dar cât spunem? 10 kilometri peste, da? Că n-or fi ăștia absurd să mă ia pentru 10 kilometri. Nu vă judec pe voi, vă spun ce fac eu. Da? Sau dacă văd că e o linie dreaptă și nu-i nimeni, deja 30 de kilometri peste e voie. Și când vine o curbă iară 10 kilometri peste, nu, toți facem așa. A ști că legea spune una, 50 de kilometri în localitate este una, și a recunoaște, a acționa în conformitate, a recunoaște autoritatea acelei legi, pentru că asta faci. Când legea spune una și tu faci alta, tu zici, nu mă interesează, nu recunosc acea autoritate, da? A ști că Dumnezeu este creatorul tău este una și a-L recunoaște ca și creatorul tău este alta. Cum îl recunoști? Practic. Cum îl recunoști tu pe Dumnezeu ca și creatorul tău? Psalmistul vine și ne spune că El ne-a creat, El ne-a creat și ai Lui suntem. Suntem proprietatea Lui. Oamenii, nu știu dacă cei mai mulți nu înțeleg lucrul acesta și cei mai mulți nu vor să recunoască lucrul acesta. Argumentul merge cam așa, este foarte simplu. Sunt câteva premize și din care se trag o concluzie. 1. Un lucru creat are un creator. Este prima premiză. Da? Acum, aici cei care vin cu varianta naturalistă n-ar vrea să accepte această premiză. Chiar dacă știința vine și punctuează clar această premiză. Dar este destul de logic. Un lucru creat trebuie să aibă un creator. Da? Eu mă uit la telefonul meu și intuiesc că cineva l-a creat. Cineva l-a gândit, cineva l-a confecționat, cineva l-a pus într-o cutie și mi l-a adus. Da? Este cât se poate de logic. Și la această premisă există doar două variante de a gândi lucrurile. Există varianta naturalismului, care vrea să vină și să ne convingă în felul următor. Să urmărim cele două, să vedem care e mai logică ca și o premisă. Naturalismul vine și ne spune că nimic, da? Adică că nimeni, nu a creat totul din nimic. Asta este naturalism. Asta este evoluția. Evoluția vrea să mă convingă și vrea să vă convingă că absolut nimeni a creat totul de la sine, din absolut nimic. Nimeni din nimic s-a creat pe sine. Da? Asta este naturalismul, ca și filosofie de gândire. Teismul
Da? Teismul, ceea ce înseamnă creștinismul, toate religiile care cred într-un creator, vin și spun că Dumnezeu a creat totul din nimic. Da? Ex nihilo. Dumnezeu a creat totul din nimic, din nimică fizic. Da? Ci doar prin propria lui persoană, prin propria lui putere, el a creat tot. Acum, luând doar aceste două, logic vorbind, ce este mai plauzibil? Că nimeni s-a creat totul din nimic sau că cineva a creat totul? Da? Ce este mai plauzibil? Păi, mai plauzibil este că cineva a creat totul. Pentru că măcar am un element aici în plus. Există cineva care dispune de personalitate, de inteligență, de putere, care poate crea totul din nimic. Aici am pe nimenea și nimenea trebuie cumva să rezulte totul din nimic. Da? Este ilogic așa ceva. Deci prima premiză de la care pornim este că un lucru creat are creator. Și premiza aceasta este acceptată de oricine la orice, de când este lumea aceasta, doar atunci când e vorba despre creația Universului. Dacă spun că telefonul meu a fost creat de cineva, se acceptă. Dacă spun că mașina mea a fost creată de cineva, se acceptă. Dacă spun că casa mea a fost construită de cineva, se acceptă. Dacă spun că Universul acesta a fost creat de cineva, lumea zice că-s nebun. Nebun sunt ei, care cred că nimeni din nimic poate face ceva. Biblia ne arată și știința până la urmă am putea să argumentăm, confirmă că Universul ăsta are un început și ca atare cineva a trebuit să inițieze acel început. Da? A doua premiză este că Creatorul este proprietar peste creație. Are drept de proprietar. Dacă creezi un lucru, tu ai drept de proprietar. Lucrul ăsta din nou este universal acceptat, deși niciunul dintre noi nu este în stare să creeze ceva din nimic. În sensul că să ia nimic, absolut nimic și să facă ceva. Și totuși, chiar dacă ne folosim de resurse existente, care sunt a altcuiva, altcineva a creat materia, din care noi producem lucrurile, da? Dacă eu mă duc în pădure și tai un copac și sculptez din acel copac ceva, nu știu ce se sculptează, un cuier, am dreptul să mă duc să-l vând în piață. Da sau nu? De ce? Pentru că este al meu. Pentru că eu l-am creat cu mâinile mele, da? Deși nu eu am creat copacul, da? Nu eu am adus în existență metalul din care am făcut cuiele și așa mai departe. Și totuși înțeleg că dacă eu am creat acel cuier, să zicem, este al meu și dispun să fac cu el ceea ce vreau. Pot să-l vând, da? Pot să-l bag pe foc. Da. Da. Pot să-l bag pe foc. Premiza este cât se poate de simplă și de logică. Creatorul dispune de drepturi complete asupra creației, da? Mai să nu facem confuzii. Lucrul, principiul acesta nu se aplică, de exemplu, la copii. Pentru că nu noi îi creăm, să fie foarte clar. Da? Nu se aplică pentru un om care îl cunoaște Dumnezeu nici măcar la cuierul ăla, să fie foarte clar. Nici la casa mea, nici la mașina mea, la nimică. Pentru că credinciosul înțelege că pământul cu tot ce-i pe el este al lui Dumnezeu. Ca tare, eu nu dispun de drepturi de creator peste toate lucrurile care le-am creat. Eu dispun de drepturi de administrator. Eu sunt un bun administrator a ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat. Este o greșeală ontologică să vorbim despre drepturile noastre de creatori. Noi nu avem asemenea drepturi. Noi n-am creat nimic. Dumnezeu este singurul care a creat ceva. Și El n-a împrumutat de la nimeni nimic ca să creeze acel ceva. Dumnezeu nu a mers și a zis, măi, de unde aș putea să găsesc eu niște materie din care să fac universul? Dumnezeu din sine a zis și a dat naștere creației. Ca atare, sunt două categorii ontologice între noi și Dumnezeu. Dumnezeu este singurul creator și noi suntem niște administratori a creației. Da? Și a treia premiză. Deci prima premiză este că un lucru creat are creator. A doua premiză este că creatorul are drepturi depline asupra creației. Și a treia premiză este că tu ești creat.
Adevărat sau fals? Ești creat sau nu ești creat? Ești creat. Da? Cum știu asta? Păi dacă exist, a trebuit ca să ajung de undeva în existență. N-am putut eu, fiind neexistent, să mă produc. Corect? Ceva m-a adus în existență. Păi, unii au zis, păi mama și tata. Bine, și pe ei cine i-a adus în existență? Și dacă mergem într-o regresie de genul, vom realiza că până la urmă Dumnezeu a creat totul și Dumnezeu susține totul. Da? Eu sunt creat. Atunci, dacă un lucru creat are creator, dacă creatorul are dreptul asupra lucrului creat și dacă eu sunt creat, concluzia este ce? Concluzia este că Dumnezeu care m-a creat are drepturi depline asupra mea. Înseamnă că El dispune să facă cu mine tot ceea ce vrea. A-L recunoaște pe Dumnezeu ca și creator este a acționa în conformitate cu această realitate. Înseamnă că dacă Dumnezeu ți-a spus să faci un lucru, ești dator față de Cel care te-a creat să o faci. Nu înseamnă doar a spune, da, ideologic eu sunt de acord, mental sunt de acord, Dumnezeu m-a creat. Nu. A recunoaște pe Dumnezeu ca creatorul tău înseamnă a recunoaște că El dispune de drepturi depline asupra ta. El poate face cu tine tot ceea ce vrea. Înseamnă a fi de acord cu asta și înseamnă a fi ascultător de voia Lui. Știi, de exemplu, că Dumnezeu este Mântuitorul? Știi că este singurul care răscumpără pe oameni de sub păcat? Recunoști acest lucru. Practic. Recunoști acest lucru. Recunoști faptul că El nu doar că te-a creat, dar după ce te-ai răzvrătit împotriva Lui, după ce te-ai depărtat de El, după ce L-ai scuipat în față, după ce te-ai aliat cu Satana împotriva Lui, El te-a răscumpărat din răzvrătirea ta? Mulți proclamă că recunosc lucrul acesta, dar practic, cum recunoști lucrul acesta? Care este cinstea care au acords Creatorului și Mântuitorului tău? Care este ascultarea? Cum este viața ta impactată de aceste realități? Și așa mai departe. Trebuie să existe o relație corectă prin cunoașterea și recunoașterea noastră corectă a lui Dumnezeu și trebuie să existe o relație corectă prin relaționarea lui Dumnezeu față de noi. Orice relație merge în două direcții. Noi față de Dumnezeu și Dumnezeu față de noi. Da? Și psalmistul ne arată că Dumnezeu se relaționează și El pe aceste diferite paliere. Pe de o parte, El se relaționează cu noi ca și creatorul nostru. Psalmistul spune, El este acela care ne-a întocmit și ai Lui suntem. Ai Lui suntem. În textul original, care în unele traduceri nu este adăugat, îmi pare rău că nu este adăugat, pentru că mi se pare așa de frumos, psalmistul adaugă, printr-o simplă sintagmă, nu noi ne-am creat, sau nu de la sine. Dumnezeu ne-a creat, ai Lui suntem, nu noi de la sine. Un lucru cât se poate de elementar de înțeles și totuși universal nerecunoscut de oameni care trăiesc de parcă ei s-au adus de la sine în existență. De parcă ei au hotărât să intre în viață și de parcă ei să mențin în viață. Majoritatea oamenilor nu trăiesc în această realitate a faptului că Dumnezeu i-a creat. Dar în acea zi, toți locuitorii Pământului, toți cei răscumpărați, vor fi într-o relație corectă cu Creatorul lor. Dumnezeu va fi Creatorul lor și ei vor fi făpturile Lui bucuroase. Fericite să fie lucrarea mâinilor Lui. Dornice să se închine celui ce le-a creat. În al doilea rând, El este răscumpărătorul nostru. Psalmistul spune, suntem poporul Lui, cei cu care a făcut un legământ, cei cu care a intrat într-o relație. 1 Petru 2:10 spune în felul următor, că nu erați un popor,
Dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu primeserați îndurare, dar acum ați primit îndurare. Isaia 43:1 spune, nu te teme, căci eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume și ești al meu. Noi suntem al lui Dumnezeu. Dacă am fost răscumpărați de Dumnezeu. Și în acea zi, întreg pământul va sta înaintea lui Dumnezeu și va recunoaște că prin creație și prin răscumpărare suntem al lui Dumnezeu. Creația va sista din ageme în acele dureri a nașterii și se va bucura în sfârșit de copiii lui Dumnezeu în toată slava lor care îl proslăvesc pe Dumnezeu. În al treilea rând, relația lui Dumnezeu față de cei care se bucură în El este faptul că El este Cel care ne păstrează. Noi suntem, spune psalmistul, turma pășunii Lui. Suntem creația Lui, ca tare El este proprietarul nostru. Suntem poporul Lui, ca tare El este Domnul nostru, este stăpânul nostru. Dar suntem prin credință și turma Lui. Suntem oițele Lui dacă ne încredem în El. Dacă bucuria noastră este pe deplin în El, El este păstorul nostru. Ceea ce înseamnă că El este responsabil să ne păstreze. El ne hrănește, El ne păzește, El vine după noi când ne rătăcim ca și păstorul cel bun. El ne păstrează. El ne-a creat, El ne-a răscumpărat și El ne păstrează. Iar noi ne bucurăm în El și acordăm toată gloria și toată slava și toată mulțumirea și strigăm de bucurie înaintea Lui. Această relație corectă este ceea ce face posibilă împlinirea acestei porunci. De a-L sluji pe Domnul cu bucurie. De a striga din toată inima cu bucurie înaintea Lui. Suntem chemați ca să-L slujim pe Dumnezeu cu bucurie. Suntem chemați să ne bucurăm în El. Și putem face acest lucru doar atunci când suntem într-o relație corectă cu Dumnezeul nostru. În ce constă această slujire? Această slujire la care suntem chemați astăzi și această slujire în care vom fi implicați în mod veșnic. Psalmistul ne arată că această slujire constă în laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Asta este slujirea care o cere Dumnezeu de la noi. Să aducem laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Gândiți-vă la acest lucru. Jertfele Vechiului Testament s-au încetat. Și în acea zi, când Dumnezeu va reveni, când Domnul nostru va reveni pe nori, rugăciunile noastre vor înceta. Slujbele noastre vor înceta. Predicarea va înceta. Rugăciunile noastre de mărturisire vor înceta. Nu vei mai avea ce să mărturisești în cer, că nu vei mai păcătui. Ce gând minunat! Îți poți imagina cum ar fi o zi în care n-ai păcătui? Eu nu pot imagina. Îți poți imagina cât de liber ai fi? Cât de minunat ai simți să ai o zi întreagă în care n-ai greșit cu nimic? Toate lucrurile acestea în cer vor înceta. În cer nu vei mai cere nimic. Nu vei mai duce lipsă de nimic. Nu vei mai avea nevoie de nimic. Nu te va mai durea nimic. Nu vei mai avea păcate de mărturisit. Și ce nu va înceta în cer? Lauda și mulțumirea la adresa lui Dumnezeu. Asta este slujirea cea veșnică care ne-o cere Dumnezeu încă de aici. Să-i mulțumim și să-L lăudăm pentru ceea ce El este și pentru ceea ce El a făcut pentru noi. Să ne concentrăm asupra acelei activități și acele simțăminte care sunt veșnice. Această slujire de laudă și de mulțumire ne spune psalmistul că trebuie să fie doar pentru Dumnezeu. Strigați de bucurie
către Domnul. Slujiți Domnului cu bucurie. Intrați pe porțile Lui cu mulțumire și în curțile Lui cu laudă. Lăudați-L și binecuvântați-I numele. Această slujire de laudă, de închinare, de mulțumire trebuie să fie direcționată doar către Dumnezeu. El este singurul care merită această laudă și slujire. Toți oamenii, fără excepție, slujesc. Toți oamenii, fără excepție, se închină. Toți oamenii, fără excepție, laudă și mulțumesc. Dar tragedia umană este că slujesc și se închină celor ce nu li se cuvine slujirea și închinarea. Sunt doar două posibilități. Este închinarea la Dumnezeul adevărat sau este închinarea la altceva. Și aceasta se numește idolatrie. Indiferent ce nume poartă filosofia ta. Ori te închini la Dumnezeu, ori îl slujești pe Dumnezeu, ori îți afli bucuria în Dumnezeu, ori în altceva. Nici nu contează ce este acel altceva. Această slujire, care o datorăm lui Dumnezeu veșnic, trebuie ca să înceapă aici și acum. Această slujire este perpetuă și veșnică. Ea începe pe pământ și continuă în veșnicie. Pentru că natura lui Dumnezeu este una veșnică. Psalmistul ne spune că Domnul este bun și în veci ține bunătatea sau îndurarea Lui și din neam în neam ține credincioșia Lui. Veșnic vom fi beneficiarii bunătății și îndurării lui Dumnezeu. Veșnic ne vom bucura de bunătatea Lui infinită. Veșnic vom mulțumi și nu vom putea să epuizăm mulțumirile noastre și lauda noastră la adresa Lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a creat, pentru faptul că ne-a răscumpărat și pentru faptul că o veșnicie întreagă ne va ține în prezența Lui. Imobilitatea Lui Dumnezeu, faptul că El nu se schimbă, faptul că Dumnezeu este nemișcat, este o veste deosebit de bună. Dacă compar, de exemplu, diferența între Dumnezeul Scripturii și zeitățile antice, veți vedea că zeitățile antice erau foarte ușor schimbabile și se enervau foarte repede. Zeus, Afroditi, un pic nu-i pica ceva bine și se enerva și dădea de pământ cu toată lumea. Că i-ai greșit, că nu i-ai greșit. Imaginați-vă dacă Dumnezeul nostru ar fi la fel. Dacă după judecată, dacă după ce s-a terminat toată lumea aceasta, dacă după ce a făcut un pământ nou și un cer nou, ar trebui să stai tot timpul cap ace că dacă se schimbă, dacă se sucește, dacă zice, măi, Mihai, uite care e situația, știu că ți-am promis că veșnic vei fi cu mine, dar m-am săturat de tine. Ce veste bună! Că îndurarea lui Dumnezeu, care astăzi ți se acordă, ține veșnic. Că iertarea lui Dumnezeu este pentru veșnicie. Că bunătatea lui față de tine nu este doar pentru o clipă. Ce veste minunată! Că Dumnezeu este același azi și în veșnicie. Și dacă El te-a creat, și dacă El te-a răscumpărat și dacă ți-ai pus credința în El, nu vei fi dezamăgit de acea credință niciodată. Și vei fi beneficiarul acestei bunătăți întotdeauna. Ca atare, vei striga de bucurie la adresa lui Dumnezeu întotdeauna. Psalmistul ne adresează în același timp o chemare și un avertisment. Psalmistul ne invită, ca și în Psalmul 34:8, să gustăm și să vedem cât de bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Suntem invitați astăzi să ne bucurăm de bunătatea lui Dumnezeu. Când Biblia vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu și de a ne bucura în El, Biblia nu vorbește doar despre faptul că Dumnezeu este bun cu noi. Când Biblia ne invită să gustăm cât de bun este Dumnezeu, nu ne invită să vedem cât de mult ne binecuvântă Dumnezeu. Biblia ne invită să gustăm cum este caracterul lui Dumnezeu. Să gustăm bunătatea. Să îmbucăm din bunătate. Să vedem ce înseamnă bunătatea. Până când nu L-ai cunoscut pe Dumnezeu, nici măcar nu știi ce înseamnă bunătate. Ce înseamnă bucurie.
Suntem invitați astăzi să ne bucurăm de bunătatea lui Dumnezeu și să venim cu strigăte de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Suntem invitați să privim prin prisma veșniciei la acea zi când tot pământul va fi plin de slava lui Dumnezeu. Și în același timp, este un avertisment. Psalmistul ne-a arătat că această realitate va fi experimentată doar de cei care sunt într-o relație corectă cu Dumnezeu. De cei care știu și recunosc că El este Dumnezeul lor, că El este Creatorul lor, că El este Domnul lor, că El este Mântuitorul lor și că ei sunt oițele Lui, poporul Lui. Doar acei oameni care au fost răscumpărați prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și care și-au pus credința în acea răscumpărare vor vedea acea zi. În același timp, ne arată că acești oameni răscumpărați experimentează ceva. Acești oameni slujesc Domnului cu bucurie. Sublinează în Biblia ta cuvântul bucurie. Pentru că prea mulți dintre noi credem că cheia succesului în creștinism este slujirea. Slujesc Domnului cu bucurie. Bucuria în Dumnezeu nu este opțională. Bucuria în Dumnezeu este obligatorie. Este rezultatul unei relații corecte cu Dumnezeu. Este esențială pentru viața de credință. Este rezultatul credinței. Prea mulți oameni astăzi, chiar în clipele acestea, se amăgesc singuri, crezând că sunt al lui Dumnezeu pentru că îl slujesc pe Dumnezeu. De parcă Dumnezeu ar putea fi slujit de mâini omenești. Prea mulți oameni vor ajunge în acea zi înaintea lui Dumnezeu și o să zică: Doamne, dar n-am făcut noi pentru Tine, n-am predicat noi pentru Tine, n-am vindecat noi pentru Tine, n-am scos noi draci. Și Dumnezeu va spune, și parafrazez: plecați de la Mine, nu v-ați bucurat în Mine niciodată. N-ați gustat din bucuria Mea niciodată. N-am avut o relație corectă niciodată. Nu M-ați recunoscut cu adevărat ca Creatorul, ca Răscumpărătorul vostru niciodată. Ați crezut că Mă puteți mitui. Ați crezut că Mă puteți sluji. Ați crezut că dacă Îmi faceți slujbe și arderi de tot și Mi-aduceți bunuri pe altar, voi fi obligat să Vă las în cer. Plecați de la Mine, nu V-am cunoscut niciodată. Mulți oameni în dimineața aceasta se amăgesc, crezând că Îl slujesc pe Dumnezeu fără să fi gustat din bunătatea Lui, fără să-L slujească cu bucurie, fără să fie copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu și să strige cu bucurie. Dumnezeu nu are nevoie de slujirea ta. Tu ai nevoie să-L slujești pe Dumnezeu și să ai bucurie în El. Să-ți afli împlinirea și fericirea doar în Dumnezeu. Iar până când nu ai gustat din această bucurie, până când slujirea ta nu provine din credință, din dragoste pentru Dumnezeu, tu nu poți să slujești pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi mituit prin slujirea noastră, prin faptele noastre bune. Dumnezeu nu poate fi obligat. Dumnezeu vrea adevărați închinători. Dumnezeu vrea închinători care să vină bucuroși din dragoste. Care să-L cunoască și să-L recunoască. Care să strige din bucuria inimilor laude și slave la adresa Lui. Dacă Îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, dacă El este într-adevăr Dumnezeul tău, dacă știi că Te-a răscumpărat, luptă pentru bucurie. Luptă-te pentru bucurie. Cum te lupți pentru orice altceva? Cum muncești pentru orice altceva? Vei munci 40-50 de ore în săptămâna care vine pentru o pâine pe masă. Muncește pentru bucurie. Luptă-te pentru ea. Iar dacă nu-L cunoști, întoarce-te la El.
pocăiește-te de minciunile acestei lumi și găsește în Dumnezeu adevărata bucurie. Psalmistul ne adresează pentru cei care suntem copiii lui o chemare la o viață de bucurie și de închinare înaintea lui Dumnezeu. Iar celor care nu, un avertisment că acea zi în care toți locuitorii pământului îl vor sluji pe Dumnezeu vine și vine în curând. Vei face parte în acea zi? Dumnezeu să îndure de fiecare dintre noi și să ne dea bucuria veșnică în El. Amin.